După ce a terminat cu treburile din curte, femeia în vârstă de 87 de ani a mers la culcare liniștită. În timpul nopții se pare că lenjeria de pe patul în care dormea bătrâna și care era așezat lângă sobă a luat foc. De vină se pare că a fost materialul sintetic. În jurul orei 11, gălățeanca s-a trezit într-un nor de fum și cu arsuri grave pe față. Vecinii au auzit țipetele disperate ale acesteia și i-au sărit în ajutor nu înainte de a anunța salvarea. Imediat o ambulanță s-a deplasat la fața locului pentru a-i acorda victimei primul ajutor. S-a deplasat imediat echipajul la fața locului de serviciu și a constatat că femeia prezenta arsuri de gradul 1 și 2 la nivelul pielii capului, la nivelul membrelor superioare și o intoxicație ușoară cu fum. După ce i s-au acordat primele îngrijiri la fața locului, a fost transportată la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei. Din fericire, femeia se află acum în afara oricărui pericol. A rămas însă internată în Spitalul Județean, unde primește îngrijiri pentru arsurile cauzate de incendiu.